Georgiana Motora, care lucrează cu noi de când era studentă în anul 1. A fost paramedic și a parcurs toate treptele de paramedic, după care și-a urmat vocația, dar rezidențiatul de medicină de urgență și acum este medic rezident de medicină de urgență. Hai mă că se aude că s-a acolo ce aveți. Bună seara! În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc de alocări, pentru că împreună cu Salvamontul de din Or, am reușit să formăm o echipă care în cele din urmă a ajuns la locul accidentului. Aviatic a găsit, a ajuns la victimele care erau coborâte de către săteni și le-am acordat primul ajutor medicalizat tuturor victimelor, atât cât a putut face la momentul acela. Ceea ce mai vreau să aduc la cunoștință, că sătenii au fost cei care, într-adevăr, merită să fie numiți salvatori, pentru că ei au făcut absolut greșat în putință să aducă victimele către noi și se vă asigur că în momentele acelea s-a făcut absolut tot ce s-a putut ca ele să ajungă în siguranță către punctele medicale avansate. Ați fost primul medic care a ajuns acolo? Da, am fost primul medic care a ajuns acolo. Și singurul medic care a ajuns acolo. Da, în momentul în care, în jurul orei 16:40-17 pe un sfert, s-a dat alarma, am plecat două echipe cu mașini de medic de urgență către presupusul loc al accidentului și cu mașina de victime multiple. Am ajuns acolo în satul Poiana Hori, de unde n-am mai avut semnal și ne-au invitat să mergem la ei în casă și dăm telefoane de pe telefoane lor fixe, de unde s-a luat legătura cu dispeceratul integrat, care ne-a spus să mergem mai sus până la limita de județ, între județul Cluj și județul Alba. Acolo ne-am întâlnit echipele din Cluj, Alba și Bihor, de unde s-a luat decizia să formăm trei echipe mari care să plece în trei direcții diferite, pentru că la momentul respectiv nu se știa exact unde este locul accidentului. La momentul acela eram foarte puțin medici, eram trei medici și s-a luat hotărârea ca fiecare echipă de căutare să aibă cu el câte un medic. Pentru că oricare dintre cele trei echipe ar fi găsit victimele, se poate să asigure, să acorde primul ajutor. Acolo cu Raluca, adică cu doamna doctor, cu acordul doamnei doctor Nicleuș și cu Raluca am luat decizia de a pleca cu cei de la Salva Steo Bihor, pentru că erau niște persoane pe care le cunoșteam, cu care am mai participat la tabere de instruire montană. Îi cunoșteam, știam ce pot și știam că cu ei vom fi cei mai în siguranță. Am plecat împreună cu patru salvamontiști de la Bihor, eu și Raluca și trei localnici, înspre un presupus loc al accidentului. Am mers cam în jur de 7 km pe jos și, ce vreau să vă spun, aveam cu noi un rucsac din mașina de medic de urgență care este dotat cu absolut toate cele necesare pentru acordarea îngrijirilor de terapie intensivă. Și acolo, aici trebuie să menționez că acest rucsac nu a fost cărat de noi, a fost cărat de câte unul dintre băieții de la Salvamont. Rucsacul are în jur de 17 kg. Am ajuns am umblat prin pădure cam 7 km până la un loc numit Dealul Cochii, unde ne-am întâlnit cu niște săteni care ne-au spus că au găsit, că alți consăteni de lor au găsit locul accidentului. I-am întrebat cât de informațiile erau contradictorii, la 10 minute se schimbau, veneau tot felul de informații, am găsit, nu i-am găsit, sunt acolo, nu sunt acolo, de pe telefoane diferite. În momentul în care ei mi-au spus că stând la locul accidentului, am întrebat cât de sigur sunt de această informație, că eu trebuia, deci rolul meu era să anunț, în momentul în care găsesc, să anunțăm prin 112 că cineva i-a găsit. Mi-au spus că dacă doresc îmi dau telefonul, să vorbesc cu oamenii care sunt acolo, ceea ce au și făcut. Mi-au dat telefonul, i-am întrebat dacă sunt acolo și dacă sunt lângă victime. Și în momentul acela mi-au spus că da, sunt lângă victime, și am întrebat care este starea victimelor.
Și mi-au spus că 5 dintre ele vorbesc și 2 dintre ele nu vorbesc. Asta a fost tot ce am făcut, după care s-a întrerupt semnalul, n-am mai avut semnal. Și a apărut acolo, la locul acela, a apărut o mașină de teren care ne-a luat pe, și ne-am întrebat pe ei cam cât mai avem din teren, cam cât mai avem de acolo și până la locul accidentului. Și ne-au spus că de acolo mai avem în jur de 5 km, 4 km, jumate 5. A apărut mașina aia de teren, ne-am urcat în benă acolo și am mers cam în jur de 2,7 km, 2,5-2,7, nu știu exact cât era, până în momentul în care mașina s-a împotmolit, pentru că zăpada era foarte mare, zăpada trecea de genunchi. Acolo când s-a împotmolit, am plecat pe jos, tot împreună cu cei 4 salvamontiști, și Raluca și 2 dintre ei au luat-o în față, am rămas în spate cu alți 2 salvamontiști. Raluca, mergând în față, a ajuns la prima mașină care cobora, în care era o victimă de sex feminin în stop cardiorespirator și încă o victimă de sex masculin care era în picioare. Deci vă povestesc de ea când am venit eu. Am ajuns la o mașină de teren care cobora de la locul accidentului pe bancheta.